SCM Gloria a dispus în deplasare la Cândeș de viitorul Vernești, revelația acestei ediții a cupei. Buzoenii s-au impus cu 3-0, reușind însă să înscrie abia după pauză, după ce în prima repriză au fost ținuți în șah de echipa de Liga a 5-a. Abia în al doilea mitan, roșalbaștrii au reușit să spargă blocada gazdelor prin Crăciun și Codreanu. Buzoenii vor întâlni în finală Voința Lanurile, o veritabilă specialistă a competiției. Gruparea la cârma căreia se află Tase Lăptoiu a câștigat la Zărneș cu 3-2, în detrimentul echipei locale Avântul. De remarcat că Voința va juca a treia finală consecutivă de cupă și a 10-a din istoria clubului. Ultimul act al competiției se va disputa pe 3 iulie la Râmnicu Sărat. Câștigătoarea Ligii a 4-a din Buzău, cel mai probabil Gloria, va juca acasă cu reprezentanta județului Tulcea pe 23 iunie.